Acum tare mult mi-aș dori să mă transform într-un gigantic semn de exclamare și roșu, pentru că rog insistent părinții să fie atenți. În cele ce urmează discutăm cu doamna Zinaida Soroceanu, expertă în educație, despre cum ar trebui să arate o zi din viața unui școlar. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Ne bucurăm tare mult că abordăm acest subiect. Au trecut deja 22 de zile de la începutul anului școlar, perioada de adaptare practic trebuia să se petreacă și acum copiii ar trebui să intre în ritm? Depinde. Daniela, fiecare copil se adaptează diferit și sunt mai multe circumstanțe care dictează modul în care copilul se adaptează. Deci aici nu putem să spunem cu siguranță că toți s-au adaptat. În genere spun, vorbeam cu și niște părinți și niște cadre didactice, spune până în decembrie se adaptează copiii, așa că... Vorbim doar de clasa întâi sau indiferent? Depinde. Deci, iarăși, dacă noi vorbim despre ciclul primar când se finalizează, deci când se începe ciclul gimnazial, acolo tot este adaptarea așa mai de ochetă. Pentru că era un profesor și acum sunt mai mulți, adică sunt anumite momente. Ce ține de rutină, mă rog, noi prima vreme nu așteptăm prea multe, deci multe școli notarea au, primele două săptămâni au exclus-o. I-au dat posibilitatea copiilor cumva să se integreze mai ușor, așa. Dar deja putem să vorbim și de ordine de zi și de niște cereri vis-a-vis de copii, da? Pentru că noi nu putem să lălăim foarte mult adaptarea asta, da? Și trebuie să intrăm în ritm. Bine, și cum ar trebui să arate ordinea zilei pentru un elev? Cum trebuie să fie structurată această zi? Cred că mai degrabă trebuie să avem în vedere specificul personalității copilului. Știi? Că sunt copii care, de exemplu, sunt mai rapizi și în decizii și în mișcări și n-au nevoie de foarte mult timp, de exemplu, pentru pregătirea de școală sau pregătirea în genere, dar sunt copii care au la capitolul ăsta mai multe, să zicem, impedimente, da? Și atunci când, să zicem, copilul meu de dimineață îl trezesc cu o oră înainte și el nu reușește, deci atunci trebuie rutina să mă gândesc, nu să-l grăbesc, deci aici e foarte important, să nu-l grăbesc, dar să-i dau mai mult timp, deci să ne trezim mai dimineață. De asta și depinde când programul ăsta se începe. Rutina zilei de dimineață, posibil să începe, deci aici fiecare părinte după comunitatea lui ar trebui iarăși înainte de somn, dar o să ajungem la asta, da. Să fie pregătit totul ca să dimineața să nu ia prea mult timp. Deci un lucru care deseori le scapă părinților este vorba despre micul dejun. Și micul dejun, printre altele, am vorbit despre asta foarte mult și cu cadrele didactice și cu părinții, copilul pe stomacul gol nu învață nimic. Aveți în vedere, deci el trebuie să mănânce dimineața, trebuie să aibă un mic dejun copios, pentru că urmează o zi de muncă. Și are nevoie de energie. Și absolut corect și atunci, să zicem, noi iarăși trebuie să ne învățăm copiii ca ei să ia micul dejun dimineața, pentru că cât de bine n-am merge și chiar dacă este un bufet la școală, oricum o să fie o chiflă, o plăcințică, ceva de tipul ăsta, adică în mare parte nu o să fie mâncarea potrivită și atunci nivelul de concentrație, ce se întâmplă acolo la lecții, deci au de suferit în primul rând, da? După merge programul ăsta școlar, deci aici nu ne putem noi încadra pentru că... Nu ține de noi. Nu ține de noi, noi nu facem noi organizarea, cu toate că ar trebui să avem grijă și gustările să aibă la ei, dar iarăși gustările nu ține de chifle sau de ceva de tipul ăsta, dar trebuie să fie ceva nuci sau un sandwich cu șuncă sau ce acolo, mă rog, fiecare la discreția lor, dar să fie neapărat proteină. După școală, deci independență de rămâne la copilul la program prelungit, nu rămâne la program prelungit. Aici deci... punem pauză. Aha. Lăsăm copiii la programul prelungit sau nu e o soluție tocmai potrivită? Depinde de profesorul care îi însuțește. Cum ne dăm seama? Și confortul și reușita. Deci programul prelungit... Ok, hai să punem mâna pe inimă și să spunem de ce părinții lasă copiii la program prelungit. Nu reușim să-i luăm. Asta e. Deci profesor, nu avem nervi suficienți pentru a face temele pentru acasă. Și asta. Da, deci două cauze, dar în mare parte e despre aceea că părintele lucrează și trebuie undeva să-l copilul să stea. Deci atunci când este varianta asta, nu cred că avem de ales, din păcate. Dar lucrul ăsta trebuie discutat și verificat, în sens că sunt anumite riscuri și dacă riscurile astea nu sunt, atunci
Deci, iarăși, ți-am spus, confortul și reușita. Pentru că, nu, ok, reușita de acum sunt niște cereri mai avansate, dar anume confortul, adică că ei acolo se simte confortabil. Deci, dar... noi, în calitate de părinți, nu ar trebui să avem pretenția copilul să vină cu toate temele pregătite, adică să nu fie asta singurul criteriu pe care ne singurul ghidăm. Criteriu nu, dar asta este un criteriu, pentru că dacă, de exemplu, copilul rămâne la program prelungit și adesea, hai să vorbim așa direct, presupune și niște costuri, așa. Costurile astea trebuie să fie argumentate. Deci dacă, de exemplu, copilul merge la program prelungit, dar eu după aia stau cu el și fac temele până la ora 12, deci... Nu se justifică. Nu se justifică, dar și eu am întrebări, adică eu trebuie să dau, să spun, hei, ce se întâmplă, de ce lucrul ăsta se întâmplă. Așa. Deci dacă noi vorbim despre copilul că rămâne la program prelungit, deci atunci iarăși trebuie să asigurăm că el să nu stea flământ și nevoile astea trebuie satisfăcute. Deci după ce vine de la program prelungit, să zicem că el a reușit toate temele și le-a făcut acolo, deci și evident vine acasă, noi îl hrănim și are timp personal, trebuie să-i dăm puțină pauză. Deci dacă pauza asta nu este, deci o să aveți și repulsii și capricii, pentru că prea mintea trebuie să odihnească. Cât durează această pauză și ce face copilul în această perioadă? Deci depinde iarăși cât a rămas de făcut, adică noi totdeauna ne orientăm pe finalitatea că trebuie să fie la sfârșitul zilei. Deci dacă, de exemplu, el are o mulțime de teme de făcut, deci și evident că pauza asta nu o să fie foarte mare. Deci în varianta optimă, deci ok, hai eu am să-ți dau niște indicatori cum în baza la ce creierul nostru se odihnește. Da? Da, pentru că noi vorbim despre de ce e că creierul trebuie să odihnească. Că corpul, mă rog, copilul are energie, el, slavă Domnului, nu are atâția ani cât avem noi. Nu are atâția ani cât avem noi, știi? Nu se mai greu așa. Da? Deci, în primul rând, trebuie să avem grijă de focus atenției, ce presupune asta, deci distanța dintre ochi și locul cu care eu urmează să mânuiesc. Deci, de exemplu, dacă să zicem, eu la ore sau când fac temele, am o distanță, de exemplu, iată așa, în momentul în care copilul stă, de exemplu, la telefon, la calculator și se odihnește și distanța fix aceeași, deci îți dai seama că creierul nu se odihnește. Deci trebuie să fie ori distanță mai mare, ori distanță mai mică. Dar schimbăm ceva, da? Nu, anume asta. Deci distanța dintre ochi și ce lucru cu care el mânuiește. Așa. Adică și în mare parte de cea mai bună odihnă asta este o plimbare sau noi atunci când putem să urmărim ceva care e mai îndeparte. Deci noi spunem că schimbăm activitatea, dar activitatea, de exemplu, atenționează, da, cartea la aceeași distanță, de exemplu, când el studiază și cu telefonul și cu celelalte, deci asta nu este o dictă potrivită. Habar n-aveam despre acest mulțumim frumos. Este despre o funcționalitate. Deci așa. Atunci joc, poate să fie joc, în dependență de pot eu să mă joc sau nu pot să mă joc cu el, dar nu este despre gadgeturi. Pe bune, deci gadgeturile, dacă vreți și până la urmă, nu, ok, noi nu putem să le excludem totalmente, deci eu oricum trebuie să-i dau acces la gadgeturi, deci de acum în dependență de vârstă, pentru că în momentul în care eu foarte mult net chestia asta și o dau deoparte, deci asta o să-mi dea mie niște bătăi de cap în viitor, pentru că eu nu tot timpul pot să-l țin departe de gadget, el oricum gadgetul ăsta o să-l aibă și o să fie exagerat, în sens că o să-mi fie mai greu de controlat. Așa. Deci atunci când e porționat, el are acces, el știe că poate chestia asta o să o fac, el nu o să o fac pe ascuns și nu o să o fac exagerat. Deci aici noi trebuie să avem în vedere, dar noi vorbim despre după. Deci fix același lucru ce ține de exemplu, gadgeturile în timpul orelor și în pauză. Deci eu salut ideea asta în care telefoanele se iau la intrare în școală și se dau la ieșire în școală. Da. Pentru că atunci când, de exemplu, copilul stă foarte, în genere, stă la pauză în gadget, deci el se excită în mare parte. După asta, disconcentrarea atenției este prezentă și hiperactivitatea tot așa. Pentru că el, posibil, a lăsat un joc nefinalizat sau ceva de tipul ăsta, acolo are atenție, el nu se poate concentra. Deci atunci când noi vorbim despre teme, deci categoric lucrul ăsta nu este unul salutabil. Așa. Deci atunci când ne pornim la teme, deci una că el trebuie să mănânce înainte de teme, țineți minte, concentrația nu este atunci când... Stomacul e gol. Cu siguranță. Dar uite, eu am să-ți spun așa o chestie, că am observat atunci când mă ocup cu copiii, cum are loc la ei asimilarea mâncării și, în genere, cât timp are el în energie. Deci voi trebuie să știți că metabolismul este foarte sporit. Așa. Și în mare parte iată, copilul vine, să zicem, chiar și dacă el a mâncat binișor, în dependență de asta îl ține 40 o oră maxim.
Deci atunci, de exemplu, dacă eu mă uit copilul cum își face temele, da, și eu văd că el începe să se foiască, începe să dis... sau dacă fac cu el temele, să zicem că fac cu el temele, și vine așa un moment în care parcă e tabula rasa, știi, am vorbit, și se descurca foarte bine, înțelegea, și vine iată așa un moment în care el nu mai înțelege nimic și parcă noi vorbim cu decorul din casă. Da, da, cu decorul, și ăsta e momentul în care el de acum nu mai are energie. Și dacă eu îi spun concentrează-te, fii atent, mai citești odată, deci asta nu ajută, pentru că el în momentul ăsta i s-a terminat combustibilul. Asta este. Deci de aceea, înainte de teme neapărat, și ar trebui să fie o rutină, mănâncă și după asta temele. Uh-huh. Deci în mare parte temele optime, deci dacă noi vorbim, copilul se descurcă și în genere și profesorul tot ar trebui lucrul ăsta să-l ții cont. Deci eu nu consider că mai mult de 3 ore pentru teme e ok. Deci și aici, hai că o să arunce în mine cu pătlăcile stricate, roșii stricate, da, profesorii. Eu vă apăr. Da? Ok, deci dacă temele iau mai mult de 3 ore, deci eu le limitez la 3 ore. Uh-huh. Pentru că intrăm în niște chestii nu chiar ok, e clar că noi mărim intensitatea sau cât el face. Deci acum suntem la început de an, deci dacă eu văd că se exagerează, deci noi nu optăm pentru stăm până la 12, ca să facem temele, ca profesorul să spună că, wow, noi avem părinți responsabili. Deci, în mare parte, e despre asta, da? Când, pentru acest bravo din partea profesorului... Pentru părinte. Nu pentru copil, așa. Pentru părinte. De regulă e pentru părinte, uh-huh. Da? Copilul, mă rog, el se simte bine, dar, în mare parte, deci părinții o fac pentru asta, ca profesorul să spună bravo părinților. Deci, de aceea, noi ne uităm, iarăși, facem prioritizare, deci facem temele importante întâi, nu ok, nu spun că celelalte nu sunt importante, dar până la urmă, de exemplu, avem mai mult de lucru la mate sau la matematică română. Matematică română, sau... limba străină care se studiază, deci niște chestii da, basic. Dar, basic este, dar până la urmă nu e despre ceea că restul nu mai ai nevoie. Adică noi încercăm să prioritizăm ca să putem să le reușim pe cele de bază. Și atunci când facem lista asta de prioritizări, deci oricum intensitatea asta o mărim, dar cu timpul. Așa. Când facem temele, deci nu neapărat, deci eu trebuie să stau deasupra și să îi explic sau, ok, să explic, da, dar nu să fac în locul lui sau să-l tachinie sau ceva de tipul ăsta. Deci în mare parte ajutorul părintelui la teme este despre cine a înțeles ce trebuie să faci. Despre temele pentru acasă discutăm în altă da, ediție, că aici ideea, e mult. Da, ideea între aceea că noi trebuie pur și simplu să monitorizăm așa. Și să ajutăm să înțeleagă ce are de făcut și atâta e tot. Uh-huh. Deci în rest, asta e treaba profesorului. Bun, dar când se încheie programul de lucru al unui școlar? Când el trebuie să facă? Acum începe și timpul meu, nu știu. Nu, ok, depinde dacă el merge la program prelungit sau nu. Sunt eu acasă când el vine de la program de la ore, dacă nu merge la program prelungit. Așa. Adică tot depinde de acum, cum rutina sau cum copilul se disciplinează. Dacă el a reușit să-și facă temele, eu verific și iarăși verific nu cum a făcut, dacă a făcut. Da? Deci m-am uitat, a făcut, pun bifă la tot ce a făcut el acolo, posibil că pot să verific măsura în care el a înțeles ce a studiat el în ziua cu tărică și dacă eu văd că lucrurile astea sunt ok, deci urmează feedback-ul profesorului și în ziua asta, să zicem, dacă după rigorile mele tot e ok, deci el merge la joacă. Dar totodată, deci nu trebuie să uităm că sunt atribuții de familie și acolo tot sunt anumite momente. Deci joacă e joacă, dar oricum rutina asta trebuie introdusă. Pentru că în momentul în care eu îi dau puțin liber, că mă rog, trebuie să adapteze, până în decembrie să adapteze și nu face nimic pe casă, nu în sens că prin casă, deci asta iarăși ne dă bătăi de cap. Deci lucrul ăsta tot trebuie avut în vedere, adică atribuții, dar în mare parte, deci un 7-8 de acum... El se încheie, da? Deci... Ar trebui să se încheie pentru că urmează rutina de mers la somn și pregătitul de a doua zi. Timp împreună petrecut, cina împreună petrecută, deci aici noi trebuie să ne luăm rezerve. Deci acum eu spun despre un standard oricare spre care tindem, dar nu tot timpul lucrul merge așa. Exact, da? Fiecare familie are propriile reguli și un program stabilit în funcție de regimul părinților, al copiilor. Deci noi, în calitate de părinți, trebuie să fim mai duri sau mai permisivi în procesul ăsta de elaborare a programului? Știi, Daniela, eu pot să discut cu copilul, în sens că eu, de exemplu, n-am să vorbesc neapărat că trebuie să faci mate sau română la început sau
cum urmează rutina asta, dar totdeauna sunt niște rigori. Adică eu îi dau de ales, dar nu tot timpul. Ceea ce am spus eu acum sunt niște must-do care trebuie făcute. În rest este libertate, dar lucrul ăsta este făcut. Pentru că dacă, să zicem, eu nu-l obișnuiesc și nu este disciplinare, printre altele tabieturile astea care noi le stabilim împreună cu copiii, dacă ei se, mai ușor se organizează. Deci asta organizează nu doar spațiul sau rutina noastră de zi, dar și capul organizează, înțelegi? Pentru că în momentul în care, să zicem, copilul e obișnuit că la orele 3, de exemplu, el începe să-și facă temele și asta este stabilit drept un tabiet. Deci atunci concentrația imediat vine paralel cu ceea că noi avem organizarea asta. Sau fix același lucru când avem un regim alimentar. Da? Când copilul este obișnuit că la orele 1, de exemplu, el ia prânzul, deci spre ora 1 corpul se adaptează și el începe să vrea, deci îi se face foame. Fix același lucru și creierul, deci el trebuie organizat. Deci în măsura în care noi, de exemplu, lucrul ăsta îl organizăm, e mai ușor să-l pun să fac temele decât, de exemplu, dacă el are o organizare liberă. Pentru că încă nu m-am jucat. Haos. Da. Susținem, dar e important. Organizare. Deci aici e important, trebuie de știut că dacă, de exemplu, să zicem, uite, hai, stai la calculator, de exemplu, să zicem, stai la calculator și după asta faci temele, deci gradul de motivație scade. Uh-huh. Deci atunci când eu spun, întâi faci temele și după asta stai la calculator, e o leacă altă motivație. O să se implice mult mai da, mult. Dar da, foarte important că este să auzim și să ascultăm și nevoile copilului, da, nu ne ghidăm doar de anumite cerințe. Mulțumesc din toată inima pentru aceste informații. Vă așteptăm. Avem o listă întreagă de subiecte pe care trebuie să le abordăm, așa că sunteți binevenită oricând. Revin cu mare drag de fiecare dată. Mulțumim tare frumos!